Normele codului fiscal au fost publicate în monitorul oficial fără abrogarea prevederii care împiedică reconsiderarea activităților independente care generează venituri din profesii libere sau drepturi de autor independente. În urmă cu o săptămână, guvernul a anunțat că a modificat normele de aplicare a codului fiscal și că un element de noutate adus de actul normativ vizează asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicat veniturilor obținute din activități desfășurate în mod independent. În acest scop, hotărârea de guvern elimine excepția de la reconsiderare ca activitatea dependentă a activităților care generează venituri din profesii libere, precum și a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, definite potrivit legilor privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și retările ulterioare transmitea guvernul într-un comunicat. Această excepție este prevăzută în codul fiscal la punctul 1 al primului titlu privind aplicarea codului fiscal, fiind stabilit că activitățile desfășurate în mod independent care generează venituri din profesii libere, precum și drepturile de autor și drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca activități dependente.